Mafiotul italian care a petrecut cu Mircea Geoană pe iahtul închiriat de familia Rizea are un trecut cel puțin fascinant. Giancarlo Vigo l-a susținut în umbră pe președintele de o noapte în timpul campaniei prezidențiale din 2009. Cel care a scos la lumină detaliile neștiute despre anturajul secretarului general adjunct al NATO este nimeni altul decât fostul său apropiat, fugarul actualmente în executarea pedepsei, Cristian Rizea. Președinte pentru o singură noapte și-a strâns alături de-a lungul anilor fel și fel de oameni cu putere financiară și influență care să-l ajute să-și croiască drumul spre Cotroceni. Unul dintre aceste personaje este Giancarlo Vigo, un dezvoltator imobiliar care a fost arestat pentru operațiuni financiare frauduloase. Relația dintre omul cu legături cu mafia italiană, Mircea Geoană și Ion Bazac a fost dezvăluită de fostul parlamentar PSD, Cristina Rizea. Afaceristul italian a înființat în România o firmă prin care a demarat mai multe proiecte imobiliare, unul la Saturn și altul în zona de nord a capitalei, anume Herăstrău Vigo Residence. Complexul rezidențial ar fi trebuit să devină un proiect de succes, fiind investite milioane de euro. La acea vreme, cele 66 de apartamente scoase la vânzare erau cele mai scumpe din România. Un apartament de două camere costa puțin peste 200.000 de euro, în timp ce unul cu patru camere depășea 700.000. Cristian Rizea a mărturisit în 2017 că i-a dat 5.000 de euro în avans lui Giancarlo Vigo pentru un penthouse în noul complex rezidențial. Întreaga afacere a fost intermediată de Geoană și Bazac. După o vreme mi-am dat seama că e ceva putred la mijloc. Mi-a fost teamă că voi pierde banii și când am vrut să-i retrag, nu mai dădeam de italian. Atunci i-am sunat pe Mircea Geoană și pe Ion Bazac, care garantau pentru Vigo. Le-am povestit totul și imediat mi-am recuperat întreaga sumă. Asta era o dovadă că Vigo era omul lor și făcea ce îi spuneau cei doi. Mai mult, compania înființată de mafiotul italian se numea Vigo Geo Invest, fapt care l-a pus pe Rizea pe gânduri privind implicarea lui Geoană în cadrul firmei. Între timp, proiectul Herăstrău Vigo Residence nu a mai ajuns să fie finalizat, iar mafiotul lui Geoană s-a făcut nevăzut cu tot cu banii oamenilor care achitaseră parțial apartamentele. Vigo a ieșit din schemă în 2013, atunci când autoritățile din Italia l-au arestat pentru bancrută frauduloasă. Geoană și Bazac au făcut tot posibilul ca proiectul complexului rezidențial să rămână sub influența lor, iar soluția lor s-a numit Virgil Călina, unul dintre bunii prieteni ai lui Geoană. Construcția începută în 2008 de Giancarlo a fost astfel preluată de Virgil Călina, proprietar al hotelului Ramada Nord, hotel care era lipit efectiv de șantierul proiectului Herăstrău Vigo Residence. Nu este singura dată când Virgil Călina a venit în ajutorul lui Geoană. Tot milionarul este cel care în 2015 a salvat familia Geoană de evacuare din vila Rea APPS. Statul a scos la licitație vila, iar Călina a cumpărat-o cu prețul de 906.000 de euro plus TVA pentru Mircea Geoană. Înainte de declin, Giancarlo Vigo a fost unul dintre cei care l-au susținut pe Geoană în timpul campaniei prezidențiale din 2009. Recent, soția lui Cristian Rizea, Josette, a făcut o serie de dezvăluiri în urma cărora a reieșit faptul că familia Rizea a plătit mai multe vacanțe de lux pentru Geoană, în schimbul unor favoruri și poziții politice. Mai mult, se pare că milionarul italian care a petrecut pe iaht cu Geoană i-a pus la dispoziție fostului șef PSD propriul avion privat pentru a face deplasările în țară la evenimente. Soțul meu s-a cunoscut înainte, prin anul 2002, a fost la New York, Mircea Geoană era ministru de externe, atunci s-au cunoscut, după care în 2005 a ieșit, după ce Mircea Geoană a ajuns președinte la PSD, da, nașul nostru, domnul Alexandru Atanasiu, a dat o masă la restaurantul Aquarium, unde a fost invitat Mircea Geoană și acolo soțul meu l-a cunoscut, au vorbit mai mult și Mircea Geoană i-a spus direct că toată comunicarea lor se va face prin intermediul lui Ion Bazac. Și de atunci noi am început să dezvoltăm o prietenie foarte strânsă cu familia Bazac, practic. Iar eu personal pe domnul Geoană l-am cunoscut în anul 2008. Noi am avut o prietenie cu familia Geoană la modul că ne vedeam foarte des, luam masa, toate vacanțele făceam împreună în anii aceștia, între 2005 și 2008-2009.
La solicitarea familiei Bazac sau prin familia Bazac, vi se transmiteau de către familia Joană diverse dorințe. Da. Făceați vacanțe împreună unde? Făceam vacanțe, noi eram deja la Monaco în vacanță și l-am invitat pe domnul Joană cu familia acolo. V-au cerut ei sau a fost inițiativa dumneavoastră? A fost și inițiativa noastră, a pornit de la o masă unde eram împreună cu familia Bazac și am discutat că vine ziua fiicei domnului Joană, Ana, și să invităm acolo. Și în momentul ăla... În ce an se întâmplă asta? În anul 2008. Așa. Și noi atunci am făcut toate aranjamentele pentru această vacanță. A fost o vacanță de 10 zile. Am rezervat camere la hotel. Unde? La ce hotel? La hotelul Metropol din Monte Carlo. Este un hotel este scump? Este un hotel scump. Cât costă o cameră? 100 de euro pe noapte. O cameră? O cameră. Și au stat 10 zile? Au stat 10 zile și în anul 2009, 7 zile. Deci vacanțele deci, erau la același hotel, da. Așa. V-au cerut ei să-i cazați acolo sau a fost inițiativa dumneavoastră? Păi știam că acolo stau de obicei. A, mai stătuseră acolo. Da, da, da. Ne-au spus familia Bazac, care îi cunoșteau foarte bine pe familia. Ei v-au sugerat la ce hotel? Da. Da, 1500 da, da. De euro pe noapte cameră. Și că ar prefera să facem petrecerea pentru fica domnului Joană undeva retras, să nu cumva să ne vadă cineva, să de nu ce? Se audă, să nu se vadă. Așa ni s-a spus. Și ne-am gândit să facem, să organizăm totul cu o barcă. Și am închiriat o barcă mai mare, de 25 de metri, și acolo s-a desfășurat petrecerea. Domnul Joană ne-a rugat să ne oprim la Cannes, în drum, pentru a lua și pe domnul Raul Doicescu cu familia. Și dânșii au participat la petrecerea respectivă. Deci a mai fost un italian pe care atunci l-am prezentat domnului Joană. Un prieten al dumneavoastră? Da, era prieten tot de acolo, îl cunoșteam din Monaco. Cum îl cheamă? Giancarlo Vigo. Domnul Joană, profitând, bineînțeles, de faptul că italianul avea un avion privat pe care i l-a lăsat pe aeroport la Băneasa să-l folosească în toată campania electorală. Dar dumneavoastră da. Ați plătit toată distracția da. Pe barcă? Da, pe barcă. Deci barca pe zi... Cât ați stat pe barcă? Am stat 3 zile. Ne-am dus la Saint-Tropez cu barca. Și acolo am făcut petrecerea și am închiriat camere la, pentru că pe barcă nu erau atâtea camere cât oameni erau. Și atunci familia Joană a stat la hotelul Biblos, care este mai bun în Saint-Tropez. Tot așa, cam 1200 a fost. 1200 de euro pe noapte. Da, pe noapte, pentru că e un hotel foarte bun. Și, și petrecerea propriu-zisă de la Club 55, masa. Păi, cred că atunci, dacă mi-amintesc eu bine, am plătit undeva în jur de 10.000 de euro. Numai rezervarea mesei? Nu, toată masa. Masa? Da. 10.000 de euro? Da. Cât a costat toată distracția pe barcă? Acum, ce să vă zic, așa pe bucăți, costurile mari au fost cu închirierea, 15.000 și a fost doar echipajul, separat combustibilul, plus tratațiile... Oricum, cred că... Câteva zeci de mii. Da. Ideea este că atunci, la plimbarea aceea cu barca, domnul Joană a discutat cu soțul meu și au început să vorbească cum că ce ar fi să fie deputat. Soțul meu a fost... Cristi își dorea să intre în politică? El își dorea, da, și-a dorit. Când a auzit așa o propunere, și-a dorit. Bine, nu și-a închipuit că va trebui să... Că o să urmeze ceea ce a urmat. Deci, imediat o să spun. Așa. A zis da, bineînțeles, a intrat în acest joc soțul meu din dorința de a face chestia asta. Eu normal am fost alături de el. Deși mi s-a părut un pic, dar am zis hai să vedem. Și am mers mai departe pe ideea aceasta. Ca să vă zic pe linia aceasta, cum au mers lucrurile. Acolo pe barcă ei au stabilit că urma la sfârșitul lunii august o întâlnire care se, a PSD-ului, care se desfășura undeva la Mangalia. Și pentru a merge acolo, bun, noi ne-am întors în România, soțul meu a mers acolo la această întâlnire, s-a dus, l-a prezentat la Constanța ca să candideze la PSD Constanța. L-a prezentat lui Radu Mazăre. Între timp, Ion Bazac i-a spus soțului meu că ar trebui să dea și 100.000 de euro pentru partid.
pentru campanie electorală, adică pentru promoționale, pentru tot ce înseamnă ca să susțină chestia la asta. La cine să dea banii? La partid? Nu, lui Mircea Joană. I-a spus că Mircea Joană îi cere acești bani, 100.000. 100.000 de euro pe care soțul meu i-a scos din bancă, din contul nostru, i-a și a dat doamnei Camelia Bazac. Așa în pungă, că a zis, dânsa a zis că îi duce domnului Mircea Joană. Soțul meu a zis, poate hai să mergem împreună. Poate nu i-a dus. Da, soțul meu s-a gândit și a zis să mergem împreună. Și ea a zis, nu, mă duc doar eu. Eu vă las aici o ordonanță prin care DNA-ul recunoaște această întâmplare. Deși se recunoaște și că Mircea Joană a pretins 100.000 de euro și a primit 100.000 de euro de la Rizea Cristian. Deci și că i-a cerut și că i-a primit. Aveți aici dovada. Mai departe, a dat acești bani, s-au întâlnit la Mangalia, că rămăsesem la povestea din 2008, așa. Da? S-au întâlnit acolo, au fost la ceva, era ca un festival, ceva Calatis. Acolo, așa, festivalul la festivalul Calatis, Calatis de la Mangalia. Da? După ce s-a terminat festivalul, au fost invitați pe o barcă. Cine exact? Cine? Cristian Rizea, soțul dumneavoastră? Da. Cu domnul Joană? Cu domnul Joană. Cu domnul Mazăre? Mazăre, cu Nicușor Constantinescu, așa. Cu toată trupa de la Constanța. Unde au fost invitați? Au fost invitați pe iahtul Azimut al domnului Ioan Nicolae. Așa. În port la Mangalia. S-a promis mai mult de atât. A venit deja anul 2009. Așa. Când deja domnul Mircea Joană urma să fie președinte și așa. Soțul meu deja și-a dat seama că s-ar putea să mai fie iară nevoie, că i s-a sugerat de către Ion Bazac, că s-ar putea ați mai făcut fie... încă o vacanță? Am mai făcut, da. Am unde? Continuat vacanțele. A, în 2009, în vară, iarăși l-am invitat tot la Monaco, tot a tot așa noi, la 1500 da, de euro tot, pe noapte, da, camera? Da, la restaurante, la... ieșeam seara... ce restaurante? Mergea și... Păi la restaurante bune, de exemplu, mergeam la restaurantul Zebra, este un restaurant, da, renumit. După aceea vroia la club, la Jimmy's, vă dați seama, vroia, acolo domnul Joană? Da. Îi plăcea la club? Îi plăcea, sincer. Numai o masă este 6.000 de euro. Nu mai să rezerv masa? Masa la și acest club. Ceva dar ce are așa special clubul mai... ăsta? În primul rând e cel mai vechi din Monaco și e de tradiție. După această 100.000 de euro, apare în ordonanță și suma de 200.000 de euro pe care de asemenea soțul meu i-a dat-o domnului Mircea Joană prin intermediul familiei Bazac. Ca ce motiv? Pentru că urma campania electorală pentru președinție a domnului Mircea Joană și i-a promis soțului meu că va fi ministru. Prima dată avea un plan, domnul Joană. Prima dată să fie ministru la ceva tineret, sport, o perioadă de 6 luni în care l-ar fi ținut prim-ministru pe domnul Iohannis. Știți că... A fost atunci, da. A fost o discuție. Să-l țină doar 6 luni. Iar după 6 luni să-l pună pe domnul Bazac, prim-ministru, și atunci Cristi să preia ceva Ministerul Industriei.